Să mă ajut să redactez. Știi bine că problema cea mai importantă era redactarea. Am făcut și altă figură. Și ce faină e figura. Da? Este clar acum, se vede de departe. Hai, adus-o. Deci, demonstrație. Demonstrația. Trecem la etapa a doua. Demonstrație. Așa o luăm cu întriunghiul în format, domn profesor, nu? Sigur că... Zi, adus-o. Întriunghiul care? Vorbește. Nu ABC. Întriunghiul. N, B, C. Întriunghiul B, N, C. Avem. Avem, acolo. Ce avem, adus-o? Nu copia de pe tablă. Ce avem? Avem... Casopie. B, A, înălțime. Perpendiculară pe... Pe NC. Da, B, A, perpendiculară pe NC. B, A, perpendiculară pe N, C. De unde, adus-o, știm asta? Din ipoteză, pentru unghiul? Măsura unghiului. BA e pe NC și motivăm în paranteză că măsura lui A, BAC, BAC, 90 de grade. Egal cu 90 de grade. Hai să ducem mai departe. Ce mai avem? Între unghiul N, B, C. N? N, B. N, P. Nu B. N, P. B. N, P. INP. Perpendiculară. INP. Perpendiculară pe B. BC. BC. De unde știm asta? Tot din ipoteză, tot că ne-a dat-o. Da? Nu, ne-a dat în ipoteză. Zic că duci în perpendiculară. Mână perpendiculară pe BC. Așa, da? Pe BC. Din ipoteză, domnul. Din ipoteză. Bun. Și din ea, ce sunt acestea în triunghi respectiv? Sunt amândouă înălțimi. Dacă sunt perpendiculare din vârfuri pe laturile opuse, sunt înălțimi. Corect. Da? Sunt înălțimi. Și ce mai avem? Că N, P sintetizează cu B, A în punctul M. Scriem asta. N, P intersectează B, A egal cu mulțimea formată din punctul P. Da? Nu, M, M. Egal cu mulțimea formată din punctul M. Care cade? Capul de calitatea, deci, de... Orcocentru. Hai, adus-o, vorbește. Și atunci rezultă, din toată chestia asta, rezultă că... Rezultă și ce e. Ce e? E obligată. Înălțime. Dacă trece pe acolo, prin ortocentru, este și ce e înălțime. Perpendiculară pe... Și atunci, fiind înălțime... N-are ce face, ce e, va fi perpendiculară pe ce e, perpendiculară pe BN, pe BN. Și cu asta s-a terminat. E concurența înălțimilor, pur și simplu problemă. Ți-a aminte adus-o? Haideți să mai ducem la altă problemă și sper, mă duc la niște congrențe, triunghi, ceva, ca să ți pot trezi și pe tine. Hai exact. Să amintim problema aceea care am făcut-o noi mai des cu dreptunghiul acela, e prea complicată? Nu cred că-i trezi cu aia. Nu-i trezesc. Ce să vă dau eu ca hai să cu fiți? Altceva. Haideți copii, de ce Adi, tu trezește-te, că nu putem să mergem. Te-am spălat pe ochi, hai. Mai facem o problemă, domnul profesor, mai simpluță, așa, simpluță. Ca să îi prindem. Ia să văd, dă pe la congruența de triunghiul ăsta. De acolo, că să ne amintim și cazul de congruență, să vedem. Poate reușim să-i poate. Ia să vedem. Știți cum, domn profesor, cartea asta e doar cu fără congruență de triunghiuri la clasa 6-a, semestru 2, e aia cu... E, haide să... Zice tot dumneavoastră una. Zic eu tot una. Cum? Ne mobilizăm și lucrăm. O problemă faină. Hai să vedem. Să încercăm pe cea că avem mai multe cazuri de congruență și luăm mai puține acolo elemente, să vedem ce se întâmplă. Uite, Adi, să dă un triunghi dreptunghic, numai așa, luăm jumătate. Deci un triunghi dreptunghic și îl desenăm așa de la față. Haideți, face figura. Triunghi dreptunghic. A. B. C. Triunghiul dreptunghic ABC.
Pe latura AB construim un triunghi echilateral. Cum construim un triunghi echilateral, să văd? Cum? Punem vârful din B de un arc de C, și apoi punem compasul. Deci vârful compasului în B și cu deschizătura până în A. Da. Deci luăm măsura în compas de AB, da? Deci cu vârful în B și cu așa desenăm un arc de cer. Și apoi punem și în la fel. Și vedem că se intersectează într-un punct M, nu? Așa. Și apoi unim MB cu MA. Și la fel facem și cu celălalt și găsim punctul E. Și obținem triunghiul ABE. Deci triunghiul ABE. Punem pe A cu E, B cu E și se găsește triunghiul ABE. Vezi, a ieșit triunghiul ABE. Am pronunțat triunghi echilateral. Ce știi despre triunghi echilateral? Are toate latele congruente și unghiurile de 60 egale. Da. Bun. Deci toate laturile sunt congruente și toate unghiurile așa, toate peste tot, luate de 60 de grade. Bun. Pe latura C facem același lucru. Pe latura C facem același lucru. Deci, cu vârful în A descriu un alt de cer, cu vârful în B un alt de cer, s-au întâlnit în punctul F și iată că avem triunghiul echilateral CAF. CAF, triunghiul echilateral. Bun. Ce, dacă e triunghi echilateral CAF, ce poți să spui Ade? Ce are triunghi echilateral? Unghiurile congruente de 60 grade și laturile congruente. Deci toate laturile congruente și unghiurile toate 60 de grade, da? 60 de grade, 60 de grade, peste tot. Ade, hai să arătăm că BF, BF, ar fi de aceeași lungime cu CE. BF cu CE. Deci BF ar fi de aceeași lungime cu CE. Adică ar fi BF congruentă cu CE. Să scrim ipoteza. Te rog să-mi citesc tu. Ipoteza. Ce am dat? Triunghiul ABC cu măsura unghiului de 90 de grade. Deci triunghiul ABC cu măsura lui A de câte grade? De 90 de grade. Toată mi-a ipoteza, ca să avem acolo. Ce am mai făcut? Triunghiul ABE. Triunghiul ABE este echilateral. Deci triunghiul ABE e echilateral. Scriem ce înseamnă asta? Scriem în mintea noastră repede ce lucruri se declanșează, Anca, te rog să spui ce. Are toate laturile. Zi, adică concret, AB congruent cu BE congruent cu AE. AB congruent cu AE. Congruent cu BE. Cu AB, cu AE și cu BE. Da. BE. Și măsura unghiului zicem, da? Da, și măsura unghiului A, de printre litere, citim. A, B, E. Măsura unghiului A, B, E. Măsura lui A, B, E, am băgat litera B la mijloc, A, B, E. Egală cu măsura lui... Miruna? Miruna? A, B, E, egal cu măsura lui B, E, A, și egal cu măsura lui... B, E, A, băgă litera E la da? B, E, A. Și egal cu măsura... A, B, A, E. B, A, E, da. B, A, E, litera A, A la mijloc, da? B, A, E. Și egal cu 60 de grade. Exact. Măsurile sunt egale și de 60 de grade. Pe urmă. Ce mai știm, Adi, repede? Că ce triunghi? Triunghiul
CAF echilateral. Asta înseamnă, traducem, că... Hai, Adi, repede. În limbajul... Adi. CA congruentă cu... Congruent cu AF. Și congruentă cu... AFC. FC, corect. Și măsura? Și măsura unghiului... Măsura unghiului CAF. CAF. Egală cu măsura unghiului. Măsura unghiului AFC. AFC. Și egal cu măsura unghiului. FCA. FCA. Și egal cu 60 de grade. Deci de aceeași măsură și de 60 de grade, da? Da. Și în concluzie să demonstrăm. În concluzie, ni se cere să arătăm că... BF congruentă cu... B, ce e, F, segmentul BF congruent cu ce e. BF congruent cu ce e. Visă, dacă aș găsi două triunghiuri în care se intre BF și ce e, și cele două triunghiuri să fie congruente. BAF. Deci BAF. Un triunghi, te oprești tu la asta. Și? Și CAE. Și cu CAE. Hai să le luăm. Deci, fie triunghiurile. Așa este, două. Da? Dar să facem, să vedem dacă avem bafte, să ne, că, că avem într-un caz de congruență. Avem CA congruentă cu... CA, o, e latura triunghiului, da. Cărui triunghi al lui CAE. Da, congruentul cu care? Congruentul cu AF. Cu de AF? Unde știi? Din ipoteză. Din ipoteză. Fiindcă triunghiul e echilateral, latura asta de aici e cât asta de aia, da? Pe urmă. Avem că BA congruentul cu AE. Avem BA cu AE. Da. O latura triunghiului BAF, o latura triunghiului celălalt, da? Cu A... ce e? Și unghiul comun. Nu e comun. Nu e aceeași unghi și într-o parte și alții. E vârf comun, dar ca măsură. Într-un triunghi e unghiul ăsta. Vezi? Și celălalt e triunghiul celălalt. Uite. Sunt unghiuri diferite. Da, dar CAF are 60 grade. Ce a... F. Ce a F are 60 de grade asta de aici. Deci am prins, P a E o are tot 60 de 120 și C a B tot 60, nu? Deci, toate sunt de 60 de triunghiuri, da? Mă refer că dacă are 60 cu 60... Hai să ne vedem, Adi, ce caz de congruență aveam noi? Lateral unghiul. Unul din ele, da? Da. Alt caz? Lateral. Așa. Unghi latul unghi. Deci cazurile de congruență pe care știm sunt cele trei, da? Da. Ei bine, noi trebuie să ne plasăm într-unul din cazurile acestea. Deocamdată, cele două triunghiuri au câte o latură. O latură de la triunghiul, de la un triunghi, de la ce e, adică latura asta, și o latură la celălalt triunghi, adică AF. Deci au câte o latură. Da. Au o altă latură. Și unghiul dintre ele. Și neapărat trebuie unghiul dintre ele. Unghiul format dintre cele două, în CAE este unghiul CAE ăsta, și dincolo e BAF. Trebuie să fie asta din pământ, din albă verde, să putem reuși să arătăm că unghiurile, unghiurile astea sunt de aceeași măsură. Că... Deci trebuie ca să arăt că CAE cu BAF, cu BAF sunt de aceeași măsură. Sunt copii, CAE cu BAF trebuie să fie de aceeași măsură. Gândiți-vă că sunt copii. Nu știu că sunt, sigur sunt. Să vedem ce a e, din cine este compus a, de ce a e. Ce a, plus 90 plus 60. Corect. Deci că B, A e pe C, A și atunci 90. Deci ce a e, e compus din două unghiuri adiacente, de cine? Un unghi ce a, B, de 90 de grade. La care din vecinul său B, A e și îl completează, 90 cu 60 fac 150. Pe de altă parte, în triunghiul BAF, Adi, BAF, BAF,
E compus din B, A, F. Este și el compus din două unghiuri. B, A, F. Din ce unghiuri te rog? Din B. A, C, 90 de grade. B, A, C, care 90 de grade. Dar care se adaugă? F, A, F. E 60 de grade. Care este unghia triunghiului echilateral și unghiul triunghiului echilateral 60 de grade. Deci tot 150 are și el. Tot 150. Deci în tot, fiecare în parte au aceeași măsură înseamnă de 150 că înseamnă că sunt congruente. Da? Și știi bine că la un triunghi am 6 elemente. Unghiuri și laturi. Corect. 3 laturi și 3 unghiuri. 3 din ele le folosim pentru a dovedi congruența și atunci celelalte 3 rămân ca rezultat. Da? Deci, după ce ne-am făcut planul, acum mă conduci la demonstrații. Demonstrații. Fie triunghiul CAE. Fie triunghiul CAE. Și triunghiul. Și triunghiul. BAF. BAF. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Au așa. CA congruentă cu AF. CA. O latură din triunghiul CAE e congruentă cu o altă latură din triunghiul celălalt, ai spus AF, da? Deci CA cu AF. AF. De unde știm asta? Din ipoteză. Spunem din ipoteză că este și scris chiar CA cu AF, uite, subliniem. Da? Va mai avem așa, A e congruentă cu AB. AE, care este latura cărei triunghi este? AE, a cărei triunghi este? AE, al triunghiului BAE. Băi, AE, din cele două triunghi care luăm noi la analiză. A. AE este latura triunghiului? CAE. CAE. Cu latura cealaltă din triunghiul? Din BAF. BAF, care este cât acolo? AE cu? AB. Cu AB. Congruent cu AB. De unde este asta? Tot din ipoteză, da. Nu? Este scris. AE, uite. AB cu AE. Din ipoteză. Acum mai avem că... unghiul dintre ele, adică unghiul CAE, măsura, hai să zic, măsura lui CAE, măsura unghiului CAE, CAE, egal cu măsura cărui unghi? BAE. Păi să vedem dacă e egal. Să vedem la ce ajungem, CAE. Unghiul CAE, Anca, din cine este format? Din unghiul CAE. Din CAE. CAE, eu îl dreaptă, când zic CA. Eu am zis, din cine este format unghiul CAE? Trebuie să-mi indici prin trei litere unghiuri. CAE este compus din două unghiuri. Adiacente. Suma măsurilor de unghiuri adiacente. Cum zici, când zici CA, e un segment mai. Când zici CA, asta am spus tu. Eu nu știu să citesc, cu două litere unghii. CAE. Deci unghiul CAE este din CAB, copii. Din CAB, că știm că e 90 de grade din ipoteză. Și plus BAE, vecinul său. Deci, unghiul CAE. Adică, uite așa trebuie să-l vezi. Deci, unghiul ăsta, tot, e din 1 și 2 mari. Adică din ăsta două. Deci din CAB, care e 90. Ăsta, CAB și cu BAE. Asta trebuie să spunem. Da. Deci măsura lui CAE este egală cu măsura cui? CAE este egală cu măsura lui CAB. Măsura lui CAB plus măsura lui... plus măsura lui BAE. BAE. Măsura lui BAE. Și egală mai departe, Adi, egală cu... Cât e măsura lui CAB? CAB 90. Egal cu 90 de grade. Schema ta din ipoteză? Plus... Că triunghiul era dat dreptunghi. Dreptunghi, da? Corect. Plus 60. BAE, 60, corect. Și fac în total 150 de grade.
Bun. Pe de altă parte, măsura lui celălalt. B, A, F. Măsura lui B. Din triunghiul celălalt, da? B, A, F. Din cine se compune B, A, F? Ale. Din ce A, B? B, A, F, din? Ce? Din B, A, C. B, A, C, tot din B, da. B, pornim, din măsura lui B, A, C. Încearcă să-l vezi. Și plus măsura lui Anca? Ce A e? Lui A? Ce A e? Ce A e, corect. Ai zis bine. Plus măsura lui ce A e? Și egal mai departe, adică cu? 90 de grade. Plus? 60 de grade. Și din cele două, unul o zis că e o sindă și altul o sindă. De aici îmi permis să spun că unghiul CAE e congruent cu BAF. Corect. Unghiul CAE congruent cu CAE cu BAF. BAF. Și fiind unghiurile congruente și având și laturile celelalte două congruente, în totalitate ne-am plasat în clipa asta. În cale de congruență care are? În care caz de congruență? Latură, uite, unghiul dintre ele, ăsta și ăsta, și laturile acestea, laturile două, da? De aia zicem, latură, unghi, latură. Că așa am mers, nu? Latură, dintr-o parte și din cealaltă. Latură, unghi, latură. Și atunci triunghiurile luate în discuție. Care adică? Triunghiul care? Triunghiul CAE. Deci acum rezultă că triunghiul CAE cum fără cum comentarii este congruent cu triunghiul care? BAF și? Și din congruența triunghiurilor ăstora, celelalte elemente neluate în seamă, în adică încă trei elemente neluate în calcul, sunt congruente două câte două, unul de acolo, unul de acolo. Adică de acolo. Ce? Adică A e cu... Nu A e. A e? Dar A e am luat-o de azi din discuție. A fost ajutat. Că e cu F. Adică, concentrează-te. Pentru că A e și cu A, bă, au fost luate ca elemente care m-au ajutat la congruență. Ce a rămas, Adi? Că e... A treia latură, ce e și cu B, F. Cum? Ce e cu B, F. Congruente. Trebuia să demonstrăm asta? Da. Congruent cu B, F. Ce e congruent cu B, F. Și celelalte două unghiuri. Și încă celelalte două unghiuri, cum? Care unghiuri are? B, E, F, A. B, E, F, A, adică unghiul ăsta de aici, cu care unghi crezi tu dintre unghiul celălalt? Dintre unghiul ăsta. A, ce e? Cu A, ce e, să vede. Dar de ce motiv ai tu să spui că astea două sunt congruente? Ăsta de aici cu ăsta din partea cealaltă. Ăsta se uită spre ce latură? AB. Spre AB. Și ce se uită spre AE. Cum AB congruent cu AE din discuția purtată, din ipoteză, rezultă că în triunghiuri congruente, despre care știm, la laturi congruente se uită unghiuri congruente. Ăsta e motivul pentru care le legem așa. Eu puteam spune ăsta de aici cu eu de acolo, ce e ăsta din partea asta, din triunghiul și așa, erau prostii. Corect. Deci, de aceea spun, adică pot adăuga, și noi am spus-o de foarte multe ori, nu? Că punem toate elementele, nu se știe la ce îmi folosești. Deci, spunem tu ce unghi să spun? B e scriu aici ca să... B, F, A. B, F, A. Congruent cu... A, ce e? A, că, e. A, ce e? Da. Și Miruna, care unghi a mai rămas? Cu care unghi? A mai rămas unghiul A, E, F. A, E, F? E bine? Eu scriu așa că m-am uitat. A, E, F. Adică vezi dacă nu greșești. A, E, F. A, E, C. 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 Congruent cu? Cu A, B, F. Cu A, B, F. Deci A e C cu A, B, F. Cu A, F. Cu A, F, B. Nu, cu A, B, F, ai zis bine. Deci A e C. Hai să vedem și noi împreună. A, E, C.
că... A e că, adică ăsta de aici, din triunghiul ăsta, care se uită spre AC, cu un alt unghi din triunghiul ăsta, care se uită spre latura congruentă cu AC. Cu AC congruent cu AF. Și spre AF privește unghiul din B. Deci A, B, F. Ai zis bine, ai înțeles? Da? A, B, F. Deci, copii, după ce am arătat că triunghiurile sunt congruente, folosim trei elemente ale triunghiului din șase, înseamnă că și celelalte trei elemente care au rămas vor fi congruente două câte două. Sigur că noi am avut de arătat că BF e cât ce e. Ne puteam opri aici la BF congruent cu ce e și terminată problema. Ceea ce am avut demonstrat. Ceea ce aveam demonstrat. Însă, vedeți, avem șansa să scriem toate elementele congruente două câte două, pentru că și ca antrenament, ca idee, este important să vedem care cu care. Și nu știi dacă nu cumva îți va folosi la punctul următor. Corect. De aceea trebuie să scriem toate elementele. Mai vreau să arătăm că BF cu ce e congruentă și cu, mai adaug eu, EF. Congruentă și cu EF. Deci mai întâi am arătat numai două din ele. Și cu EF. Oarecum vom arăta și cu EF. Ce triunghiuri să luăm, copii? Ce bine ar fi să prindem pe EF într-un alt triunghi. C, E, cu, sau triunghiul C, A, E, cu, F, A, C, A. Ce A e, triunghiul dinainte, care mi-a fost luat în discuție. A, cu F, A, E. Cu F, A, E. Hai să vedem. Deci cele două triunghiuri așa luate de Miruna, sunt două triunghiuri în care îmi intră ce e și respectiv EF, mă interesează, pare a fi interesante. Să vedem ce șanse avem să demonstrăm. Ce șanse avem să demonstrăm că sunt concrete. Deocamdată ca obiectiv e important. Da. Ea s-a oprit la ce e, Adi. Ce A e. Pentru că a intrat ce eu. Cu E, A, F, pentru că este între EF, eu. Ce avem în el? Și acum se organizează. Avem ce A, cu CA. Are CA congruent cu AF din ipoteză. Corect. Deci cele două triunghiuri au laturile astea. A e latură comună. Păi dacă nu vorbiți. AE este latură comună. Ce bine ar fi dacă și unghiul dintre ele ar fi. Ce bine ar fi ca și unghiul dintre ele, adică unghiul CA e, să fie cât A, F, A, E. E? Hai să vedem. Dar CA e, am știut, știm cât este cam. Da, ce am făcut. Ce bine ar fi, vedeți cum avansez cu ideea, da. Ce bine ar fi ca și măsura lui F, A, E să fie tot 150. Și acum concentrăm foarte mult atenția spre a arăta că măsura unghiului F, A, E este de 150. Dacă nu e asta, gata, gata. Este. Copii. Deci, ce A, F, știu că este 150. Da. F, A, E, nu știu cât este. Păi că... Dar da. Știu că trebuie să arăt 150. Și este, copii. Ia aduceți-vă aminte în jurul unui punct. Cât avem? 360. 360. Și dacă scădem ce A e de 150... Deci, în jurul punctului ăsta, uite așa. În jurul punctului A, este 360 de grade. Deci, încep, da? 360. Am un unghi știut. Ce A e. Îl scădem, 150. Din 150 din... Din 360, 210. 210. Îl scădem și pe CAF. Mai avem și pe CAF, care știm că e de 60. 60 de grade. 210 minus 60? 150. 150. Wow! Mai rămas. Păi din cine e format unghiul ăla tot din jurul ăla? Deci, din cele trei unghiuri adunate, 1, 2, 3, și cum... Ăsta e de 60, ăsta e de 150 și rămân și ăsta să fie de 150. Și atunci e clar problema care ne rămăsese nouă nedemonstrată, aceea, oare măsura lui F, A, E va fi cât a lui C, A, E? Da. Răspunsul, da, este de aceeași măsură, deci triunghiurile sunt congruente. Suntem în cazul de congruență, din nou, latura comună, unghiul de 150, 150 și latura, latura. Deci, latură, unghi, latură. Din nou. Da? Hai să redactăm și acest lucru. Vă să zic că o să spunem așa.
Le faceți unghiurile alea un pic cu roșu, cu altă culoare? Așa le facem, da, ca să vadă, să vorbească și... Și ei se conducă la acela da. Da? Am discutat despre idee și acum să redactăm. Ce a e? Adică neguna și? Și e fa e. Deci triunghiurile ce a e, mă feresc eu așa să desenez, dar hai să desenez pe punctă. Foarte greu să mă ștergi. Da. Deci ce a e, domnul profesor. Așa. Ce a e. Ce a e și? E f a e. Și e f a e. Deci, fie triunghiurile. Ce a e și e f a e. Vedem ce avem. Adi, te rog, să vorbești tu. Avem CA congruent cu AF. Triunghiul CA, CA, E. Și triunghiul. Vorbești și triunghiul F, A, E. F, A, E. Anca, ce am? Anca, ce am? CA cu AF. CA congruent cu A, E. De unde, Adi? Din ipoteză. Din ipoteză. A, E la tot cum. A e latură comună. Da. Și atunci demonstrăm că CAE cu FAE. Deci punem în semn de întrebare ce a e, dacă este congruent unghiul ăsta, dacă este congruent cu unghiul... Care? FAE. FAE. Semn de întrebare, da? Semn de întrebare că nu știm. Însă știm, Nadir, din modul care am gândit la data trecută, ce ai, măsura lui ce ai, cât este? Este, este egală, hai să nu mai de luăm încă o dată, ce ai, se compune din ce unghiul? Din ce AB. Corect. Este măsura lui ce AB. EAB. Plus măsura lui? BAE. BAE. Și scriem acum 90 plus 60. Da, și spune 90 plus 60 de grade și egal cu 150 de grade. Demonstră. Da, mai departe. Mai avem că măsura lui CAF, măsura lui CAF, CAF egal cu 60 de grade. Egal cu 60 de grade din ipoteză, că triunghiul a fost echilateral. Atunci spune, măsura lui F, a, luăm, măsura lui F, a, e, F, a, e, egal cu 360 de grade minus celălalt unghi pe care le avem noi în discuție. Deci 360 de grade minus măsura lui C, a, e, minus măsura lui C, a, e, C, a, e, și minus măsura unghiului F, A, C, da? C, A, F. C, A, F. Și egal mai departe cu, vă spun egal cu 360 de grade minus 150 de grade și minus 60 de grade, îți fac tot 150 de grade. În final, ceea ce era semn de întrebare, acum este lămurit. Da? Deci acestea sunt congruente și egale, congruente, în paranteză, a 150 de grade fiecare. Am dovedit aici. Deci, în momentul de față, avem ce caz de congruență azi? Conform latură, unghi, latură. Triunghiurile care? Triunghiuri luate în discuție acestea, ce a e? Ce a e? Congruent cu triunghiul? F a e. F, A, E. Fiind triunghiurile congruente, rezultă de aici că toate elementele celelalte neluate în discuție F, E, congruent cu E. Deci rezultă că F, E. E, F. E, F, da? C, E cu E, F, da? F, congruent cu C, E, ca așa. Ce e, da? Ceea ce trebuia să demonstrăm. Și... și toate unghiurile celelalte, două câte două. Unul de acolo, unul de acolo. Care unghi cu care unghi? A e cât să-l luăm?
A e că. A e că din triunghiul ăsta. Că, A e că. A e că. A e că din triunghiul ăsta. Da. Unghiul de aici. Adică care e unghiul din triunghiul celălalt de aici? Ăsta de aici, care se uită spre ce A. Deci A e că a fost vorba, A e da. Că, care se uită spre ce A. Da. Cu care unghi din triunghiul ăsta latul? Cu A. Cu A. A, E, F. F, A, E, F. De ce cu A, E, F și nu cu A, F, E? Pentru că F privește spre A, E. F. Nu măi, unghiul ăla din E primește, privește către A, F. Deci din triunghiul ăsta alte. Ne-am oprit la unghiul ce e A. A. Ce e A care se uită spre latura care? A. A ce? A ce? A ce? A ce? Cu cine e congruentă din triunghiul ăsta? A-F. Cu A-F. A-F. Și A-F, cine privește spre A-F? Eu. Unghiul din E. Adică cu A, E, F. Ai înțeles, Adi? Da. Deci unghiul care, spunem? Ce? Ce e A? Unghiul ce e A? Congruent cu unghiul ce e A, congruent cu A, E, F. Unghiul A, E, F. Și știi tu de ce am spus așa? Pentru că fiecare din aceste două unghiuri privesc spre laturi congruente. Deci între unghiuri congruente, la laturi congruente se opun unghiuri congruente. Și care unghi a mai rămas cu care unghi? Unghiul A, C, E. Da. A, C, E. Unghiul A, C, E. Cu cine e congruent? Adi. Cu A, E, F. Cu A, E, F, corect. Cu A, E, F, E. Da? Cu A, E, F. Să mai arătați acum că E, A, e bisectoarea unghiului C, E, F. E, A, da? E, A, bisectoarea unghiului C, E, F. C, E, F. C, E, F. Adi? Fie triunghiul. Atenție! Trebuie să arătăm că E, A, în prelungire, dacă ar fi dusă, e bisectoarea unghiului C, E, A. C, E, F. Păi am demonstrat copii, uitați-vă. Uitați-vă, am demonstrat. De ce nu sunteți atenți? Ce face bisectoare? Ce trebuie să facă? În partea unde e porțigare și A, am demonstrat. Și de aici unde a scris acolo A, că e congruent cu A. Că e A, am demonstrat că e. Păi vedeți, important a fost faptul că am scris aici? Deci, din aia chiar. Că e A congruent cu A, E, F. Ce este bisectoarea unghiului CF? Pentru că... Acum și răspundem, este bisectoare pentru că avem... Ce am spus? Ce e A, unghiul C e A, congruent cu unghiul A, E, F, A, E, F, din demonstrație. Iată, că am făcut problema fără să ne propunem. Din demonstrație. Vedeți? Ce important e să scriem. Mai aș vrea să, aș mai dori să mi arătați că F, A e bisectoarea lui B, F, E. F, A. Bisectoarea F, A. E bisectoarea unghiului B, F, E. F, A. Dacă o duc așa. E bisectoarea lui B, F, E. Cred că am demonstrat și asta când am luat în calcul triunghiul care copii? B, F, A și A, E, F. Păi aș șterg, domn profesor. Am șters probabil că... Eu aici am redactarea asta, altă, dar acolo am avut o scrisă. Deci când am vorbit cu voi, pe care ți-l aveți. Da? Și în film este. Când am, a, da. Când am arătat că F, F e cât F e. Da, și zice că e congruent cu B. A, nu le-am luat pe alea, domn profesor. Triunghiurile alea nu le-am luat. A, am luat altele și de aceea ei nu au. Am înțeles. Dar pentru ia a ajunge la ideea asta, puteam să luăm triunghiurile B, F, A, cu A, F, E. Și avem.
avem comună. Pe A, F comună, B, A cu A e congruentă și unghiul dintre ele sigur e de 90, 150 de grade. Ăsta e de 150 și ăsta e de 150. Ăla am demonstrat că e tot de 150, congruente. Și atunci, asta rămâne, că n-am luat o discuție, rămâne să o redactați voi. Ați înțeles care? F, demonstrați că temă, scrieți. Deci două pisa astea. Temă. Demonstrați că B, nu, că A, F, nu? Că A, F, că F, A, este bisectarea unghiului B, unghiului B, F, F, E. Și în paranteză spuneți, de arătat că triunghiul B, A, F, triunghiul B, A, F, congruent cu A, F, E. Dar ești tu asta. Că? De arătat că triunghiul B, A, F, congruent cu A, F, E. Am? Ai figura, am făcut, da. Nu știi asta. Și da. Din congruența triunghiului va rezulta că toate elementele sunt congruente, dar tu da. Și asta e cât asta, deci asta e, e ce? Bisectoare. Da? Bisectoare. Și punctul următor, vreau să-mi arătați tot așa. Tot ca temă, da? Tot ca temă. Tot ca temă să-mi arătați da. Că e A, e perpendiculară pe CF. Deci bisectoarea... Care? E A. Deci e pe care A, am zis da. Că bisectoarea lui C e F. Da, e perpendiculară pe... Prelungită e perpendiculară pe A. Pe CF. CF. Deci e A. E A, e perpendiculară pe CF. Și că... F-A e perpendicular pe B-E. Și F-A? F-A perpendicular pe B-E. F-A. Da? Iar dacă le prelungesc pe C-F cu B-E, se întâlnesc într-un punct M. Da? Și arătați că M-A e perpendicular pe F-E în final. Următorul punct este că M, A, perpendicular pe M, A, perpendicular pe cine? Pe E, F. Cine este M? Prelungirea lui C, F cu B, E. C, F cu B, s-au întâlnit în punctul M. Și trebuie să arătați că M, A, perpendicular pe E, F. A fost o oră destul de încinsă, dificilă. Grea pentru că și-au pornit... Au pornit foarte greu, s-au amintit foarte, foarte greu. Copii, trebuie să înțelegeți că noi avem o șansă mare, aceea când am pornit mai din timp, altfel, dacă încă o lună și jumătate nu mai faci nimic, când te duci la școală, treci în semestru întâi și nimic nu percepe. Dar eu, făcând chestia asta, o fac pentru toți copiii. Sigur că muncim, dar sunt sute de mii de copii care sunt în stadiul ăsta. Ne asta trezim, ne trezim. Ne trezim și pornim la treabă. Trebuie să avem încredere. Nu ne dăm deoparte și nu, de la muncă nu avem cum fugi. Numai prin efort putem ajunge la rezultat. Așadar, ne oprim aici. Da, câte ceasul? 10? S-a făcut 10, nu? Apicultură. Mergem la apicultură. Da, da. Ne oprim aici. Și mergem